Săptămâna trecută, conducerea primăriei Roman a participat la București la conferința internațională Inovație și calitate în sectorul public. Este vorba despre cea de-a 19-a ediție a unei manifestări care are ca scop promovarea bunelor practici și implementarea în administrația publică românească a unor practici europene de transparență în actul decizional. Evenimentul la care au participat membrii ai guvernului, organizații non-guvernamentale, reprezentanții unor structuri asociative și profesionale precum și ai mediului academic și jurnalistic s-a desfășurat în sala Mircea Eliade a Bibliotecii Naționale a României. Am participat la conferința internațională Inovație și calitate în sectorul public, ediția a noua. Vreau să vă informez că această conferință s-a desfășurat sub patronajul Guvernului României, a primului ministru, cu sprijinul Consiliului European, care premiază bunele practici în administrația publică europeană. Așadar, Guvernul României, cu sprijinul Consiliului European, și-a propus să premieze cele mai bune practici din administrația publică. Agenția Națională a Funcționarilor Publici, alături de Cancelarea Primului Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu susținerea Consiliului Europei, a organizat Conferința Internațională Inovație și Calitate în Sectorul Public, eveniment care a avut loc în 20 octombrie 2016 la București, Biblioteca Națională a României, sala Mircea Eliade, și care a avut drept scop promovarea bunelor practici implementate în administrația publică românească și europeană. Primarul Leoreanu apreciază că participarea într-o companie selectă și specializată în domeniul bunelor practici înseamnă în sine o experiență interesantă și utilă. Conferința a reunit reprezentanți de marcă ai guvernului, administrații publice din țară și din străinătate, reprezentanți ai structurilor asociative și profesionale, ai organizațiilor neguvernamentale, ai mediului universitar, ai mass mediei, iar în sesiunea plenară au participat experți în domeniul administrației publice din țară și străinătate, care au abordat tematici atractive și provocatoare legate de viitorul muncii în administrația publică. Pentru a facilita schimbul de bune practici între participanți, dar și pentru a evidenția metodele de succes implementate la nivelul instituțiilor și autorităților publice locale din țară, au fost organizate 4 ateliere de lucru pe tematicile competiției naționale derulate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Acțiunea s-a desfășurat pe mai multe secțiuni, pentru care cei înscriși în cursă au putut opta. Pilonul 1. Transparența instituțiilor publice, premisă pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație și luptă împotriva corupției, care a fost moderat de doamna Cristina Guset, director Freedom House Romania. Atelierul 2, incluziune socială, baza unei societăți democratice, moderator domnul Radu Nicolae, director de program din Centrul de Resurse Juridice. Pilonul 3, educația, bază pentru dezvoltarea societății, a avut ca moderator pe doamna Nina Gugler, președintele Asociației Asistențe și Programe pentru Dezvoltare Durabilă, Agenda 21. Atelierul 4, reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administrația publică locală, moderator conferențiar universitar dr. Dragoș Dincă de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Municipiul Roman s-a înscris în această competiție cu proiectul Romașcanii Decid, care a făcut parte din pilonul 1, transparența instituțiilor publice, premisa creșterii încrederii cetățenilor în administrația publică. Municipiul Roman s-a înscris în această competiție în cadrul pilonului 1, transparența instituțiilor publice, premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație, cu proiectul Romașcanii Decid. Evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional și feedback al acestui program. Înscrierea în competiție s-a realizat online la secțiunea Inovație și Calitate pe site-ul anfp.gov.ro în perioada 4 iulie 16 august, fiind invitate să participe toate entitățile publice din sistemul administrației publice românești, ceea ce înseamnă că au participat ministerele, prefecturile, consiliile județene, primăriile, precum și alte instituții publice, direcții de asistență socială, direcție de protecție a copilului, universități și așa mai departe. Proiectul Romașcanii Decid a fost considerat de membrii jurului ca fiind cel mai bun în ceea ce privește bunele practici în domeniul transparenței decizionale la nivelul administrației publice, ceea ce l-a clasat pe un meritoriu loc întâi. S-a înscris cu proiectul Romașcanii Decid, care se derulează începând din anul 2015.
Principalele obiective: consolidarea integrității, eficienței, eficacității și transparenței, lupta împotriva corupției, promovarea principiilor bune guvernări și ale participării cetățenilor în procesul de luare al deciziilor la nivel local, creșterea gradului de cointeresare a cetățenilor, îmbunătățirea calității și a integrității serviciilor din cadrul instituției, dezvoltarea mentalității participative a cetățeanului la dezvoltarea și reformarea administrației publice locale, modernizarea managementului organizațional al instituției prin preluarea propunerilor cetățenilor. Au participat 64 de proiecte a 48 de instituții publice din România. În pilonul Transparența instituțiilor publice, premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație, s-au calificat 4 în urma analizei jurului format din cei pe care vi-am prezentat, și anume Camera Agricolă Județeană Iași, prin programul Crearea Condiții Consiliere Online pentru Fermierii Ieșeni, Consiliul Județean Bihor, modernizarea serviciului transport public de persoane în județul Bihor, Ministerul Educației, Cercetării Naționale și Cercetării Științifice, o nouă cultură a descentralizării managementului educațional la nivel național, și Primăria Municipiului Roman prin proiectul Romașcanii Decide, valoarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional. Edilul șef apreciază că această nouă participare a romanului pe un onorant loc 1 într-o asemenea competiție în care au fost depuse 64 de proiecte înseamnă o recunoaștere națională și internațională a eforturilor administrației publice locale de a scoate romanul din anonimat și a-l face cunoscut atât la nivelul țării cât și la nivel internațional.